Sportiv, zare fără cameră. 2 1 This song is dedicated to all the angels who lived and died for respect, tradition and honor and the colors of red and white. God bless you. We will never forget. I miss him riding riding next to me down the road with a dead hat on his back. A man of honor committed to the club. He wasn't scared at all. He faced a fight. I feel his shadow just to run forever free. If I'm over 100, it doesn't matter at all. A pride and glory, you're right in heaven. A color of red and white. I'm like an eagle high up in the sky. But you should know, oh, that the angels never die. I miss him riding, riding next to me. Hi, buddy. Down the road with a dead hat on his back. A man of honor committed to the club. He wasn't scared at all. He faced the fight. His shadow running next to me.
All of ties to dust they run forever free. If one of them harm, it doesn't matter at all. A pride and glory, you're right on in heaven. O să la plus 85, 87. La Dan, 102, deci la minus 35, minus 35, 40. Te filmez ca așa primitor. N-am vrut să-mi iau camera, dar mă gândeam, bă, dacă nu-mi iau camera, de asta, zic, îmi zice ăsta, bă, ești și mai muțoi, nici nu poți să alergi și nu e nici camera. Personal, la minus 35. Hai, șmende, hai, tăticul! Spune-i tipul personal, numărul din categoria. M-am ținut de ele, dar aici n-am mai putut. Scuză-mă că te-am găsuit așa în ceasă. Bă, știi că nu, oricum e distract. Hai, deci, șmende! Categoria ești la minus 35, nu? Da? Și 31, 31, 34. Bravo, bulu, bă! Nu poate opriți, bă, gata-s. Ce? Că te bag armata germană, mă, te bag la moral. Bă, vin în spatele tău, înțelegi? Eu sunt gras, sunt suflat, sunt n-am antrenament, n-am nimic. Așa l-a stex dacă armata germană, înțelegi? Tu ai toate aturile, înțelegi? Doar că... Când auzi cuvintele, le-am ștat de arte în spatele tău, în loc să taci de gură, să-mi iau taci să-mi poată, așa, a cincea oară, aia a fost. A cincea curte, care vă fie în poate. Ce rău, uși, mă rău cât am, cum a fost? Mai fac o chestie să mai schimb bateria, că știi tu cât o fi stat prin depozit sau chestia asta, nu? Păi au după garanție, dacă nu. Hai că sunt Dan Diaconescu. Azi sunt Dan Diaconescu. Dan Diaconescu. Salut, nu mă. Stai, nu. Dan Diaconescu, mă. Chiar așa de trist. Unde e? Stai, nu. M-a pus să car camera. Ba nu. Hai că sunt sportiv azi. Nu, unde, tată? Dar singura zice de vertical, să știți. La anul fiind invitațional, ne permitem să facem cursa cum a fost ea gândită de la început, cam pe orice vreme. Deci ori anulăm cursa, ori o ținem sus și jos. Și asta e bine că ne-a adus la premieră în cadrul ăsta, care nu-l prindem la orice cursă sau în fiecare zi. Asta înainte să uit, vreau să vă anunț că de la anul Hidătov va fi invitațional. Nu pierdem vreme acum că de-aia ne-am adunat aici ca să o tulim mai repede acasă. O să descriu un pic în amănunt pe pagina noastră ce va însemna invitaționalul. Premii mai mari, lume mai bună la start. Cam asta e în mare. Suntem pe non-industrial și așa o să mergem tot timpul. Avem același număr de sponsori. 4-5 serioși care ne susțin an de an. Cel cu care am început Hidătop. Trepte, SRL, fără el nu s-ar ține cursa. Restul, îi vedeți pe site, sunt excelenți. Iar un lucru bun, ne-a scos din încurcătură
Himalaya Brașov, care pierdusem premiul de bete și când toți ne trimiteau din poartă în poartă, ne-a dat betele pentru premiul 3 categorie. Mulțumim și lor. Să începem premiera. În funcție de cum vă chem, o să vă rog să stați la o... Dacă aveți aparate foto, trebuie să ne-ar ajuta. Bun, începem cu doamnele și domnișoarele care au turnit mare vâlvă în ultimele două zile pe internet. Noi le apreciem foarte tare și o să fie invitate destul dintre ele la anul la competiție la noi. Locul 3, Open Fete, Carmen Galițianu. Locul 3, Open Fete, este, sunt voucherele de la Columbia, 200 de lei plus suma în bani. Locul 2, Open Fete, Gianina Tănase. Bine, Gianina! Bine, bine! La câțiva metri de câștigătoarea concursului, vedeți cum v-a așezat așa un pic mai sus. Și câștigătorul pe vârf cu scară. La repede. Locul 1, Open Fete, Iulia Găinariu. Bine, bine. Tu stai sus acolo pe vârf. Să nu te supărați să vină în continuare la cursul la noi. Maior să vrem de la Cremlă. Pe este Chemlanu. Cremoș. Ionuț Galițianu. Bine, bine. Bine, bine. Bine, revenim acele din deșert de acolo. E mai bine aici. Bine, Marcel. Locul 2, Silviu Bălan. Bine, măi, Bălan. La anul 8 întâi. Și cel mai bun timp și câștigătorul general, Viorel Pălici. Bine, bine! Vezi și timpul lui? 1.06 sau cât era? 1.06. Bravo, domnule! Bine, bine!